Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și vă prezint astăzi ultimul exercițiu de săptămâna aceasta. Este tot un exercițiu de respirație cu întindere. El se cheamă exact ca poziția pe care o practicam la școală, la orele de sport când eram tineri, podul. Iată cum se face. Vă așezați pe sol, pe călcâie și apoi înclinați bustul spre înainte. Brațele sunt întinse în față, cu palmele în contact cu solul. Goliți complet plămânii. Pe primul timp de inspirație, desprindeți fesele de sol, ridicați fesele și blocați aerul pentru câteva clipe. Pe al doilea timp, pe durata expirației, reveniți cu fesele pe sol, derulând spatele. Blocați din nou aerul pentru câteva clipe. La fiecare ciclu nou, încercați să ridicați puțin mai mult fesele de pe sol. Cu o atenționare foarte importantă, acest exercițiu nu ar trebui făcut și nici măcar forțat dacă aveți probleme în zona dorsolombar. Pentru cei care își permit să facă acest exercițiu, cărora starea de sănătate le permite să facă acest exercițiu, realizați 6 până la 8 respirații de acest fel. Acesta a fost exercițiul zilei, vă doresc să aveți spor în executarea lui, vă doresc de asemenea și un weekend plăcut. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept cu plăcere lunea viitoare la următorul Minut de Spiritualitate.